Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Ferma Grădina Bio. După cum ați văzut probabil din titlu, suntem la domnul Nicu Poplăcean. Îl salutăm. Salut, Nicu. Salut. Bine te-am găsit. Bine ai venit, Cosmine. Chiar mă bucur că l-am întâlnit pe Nicu. Este un om extraordinar. L-am cunoscut acum și în realitate. Am mai vorbit cu el, evident, dar nu față în față. Pot să spun că de mult timp, de vreo 10 ani, de când aproximativ de când l-am descoperit pe Nicu, este unul poate dintre cei mai mari crescători din România, dar cu siguranță din zona Sibiului este cel mai mare și credeți-mă, ce vedem aici sunt doar o parte din iepuri, probabil că știți că vă uitați la clipurile lui. Astăzi am să facem așa un episod puțin mai interesant, știți, e seria cu întrebări incomode cu și despre iepuri, cât și o prezentare așa cumva la iepuri cu Nicu. Nicu, ia spune-ne puțin ce ne prezinți aici, că tot am deschis o boxă și da, oamenii poate văd să vadă aici ce este un... E un masculaj de grifier. Nu e dinozaur? Nu e. Pare dinozaur, așa. Are un an și 3 luni, vreo 8,4 kg, a fost arbitrat tânăr, 95,5 puncte. A devenit și tată de curând. Vai, ce un iepuraș care mi-e foarte drag. Multă lume a vrut să-l cumpăr de când aveam în partea cealaltă de mic. Da, nu e de vânzare. Culoarea, spune despre culoare, ce culoare e? Culoarea e grifier. Grifier se poate combina cu gri, de gri și grifier. Dar este o culoare foarte plăcută, e un pic mai complicat cu ea, pentru că trebuie să fie o culoare uniformă. Ăsta are o culoare foarte bună și păr bun. Trebuie să fie uniformă, să nu aibă pete de negru, să nu aibă pete de alb. Să fie o culoare uniformă și plăcută. Așa, Nicolae, să o luăm cu o întrebare simplă. De unde pasiunea asta pentru iepuri? Cum te-ai gândit la iepuri? De ce nu crești găini? De ce nu crești, nu știu, struți? Sunt și găini în curte, și miei, și porci, și fel și fel de animale. Practic m-am născut între iepuri, tatăl meu a crescut iepuri și el la rândul lui de mic copil, alături de bunicul. Bunicul meu a fost primar în această comună și a avut posibilitatea să își construiască niște boxe foarte frumoase și pentru porci și pentru animale, avea și cai. Și atunci eu, născându-mă între iepuri, am rămas cu pasiunea. Foarte puțin timp am întrerupt, deci pot să zic că cresc iepuri de când m-am născut. Cu mici întrerupe. Nu, am fost în armată. E o pasiune moștenită din familie, cu alte cuvinte. E clară treaba, da. E clară treaba. Iepurii, pescuitul și Steaua București sunt... Toate trei sunt moștenite la tata. Așa. Haide să mai deschidem o boxă și să ne mai spune Nicu ceva și despre altceva, că da, în trimpă... Da, e un gri. Uriaș German Gri, este un masculaj de 96 de puncte. Câți ani are? De noiembrie, un an și 6 luni. E tată, avem ceva puișori din el, un căpos frumos. A intrat un pic în înăpârlire. Acum e cel mai greu din curte, are aproape 9 kg. Vezi cât e de mare și nu are 9 kg, are vreo 1,800-1,900 kg. Spune-mi, te rog, uite, mi-a venit o întrebare acum în cap. Care a fost cel mai mare iepure pe care l-ai deținut sau pe care îl deții? Câte kilograme? Cel mai mare care l-am deținut a fost o femelă de uriaș German Gri. Mi-a dus 3 cuiburi și am văzut că nu mai are putere să ducă pui și am dat foarte mult porumb, mâncare, să văd la ce greutate ajunge. S-a făcut de 11-700 în viață. Așa, pentru că este mai un... A fost un mascul pe care l-am dat la un prieten în țară și el a trecut de 11,5 kg. Cred că astea au fost recordurile. În rest, 7,5 kg, 8,5 kg, cum acolo sunt uriași. Cum se zice, masă, rasă și casă. Degeaba ai un iepure de rasă dacă nu îi dai și mâncare sau dacă dai prea multă mâncare, riști să... Mâncare curată, apă curată, curățenie și câteva tratamente de bază. A, și hai să spunem, ce ai alege între mâncare de granule, cereale sau fân? Sau ce e mai bine să dăm? Toate la un loc. Toate la un loc, dacă o să-ți arăt și amestecul de cereale. Cereale cu ceva granule și fânul, fân sau lucernă trebuie să fie, uite, fân curat. E bine să le dăm și vitamine? Foarte bine să le dăm vitamine, cel puțin o dată pe lună, îi ajută la creștere, ajută la blană, îi ajută la sănătate. Din câte știu, e bine să nu dăm vitamine în perioada gestației, că vor crește puii prea mari și fătarea se face mai greu? Da, în perioada sau ăsta e un mit? Nu e niciun mit, în perioada de gestație nu dau vitamine. Dacă vrei să vezi un pic și mâncarea. Da, cum să nu? Dacă tot ai pomenit de granule și de... Deci, practic, sunt toate la un loc, e un pic de porumb, granulă și orz. Ar mai merge un pic de floarea soarelui, dar... Da, pentru blană floarea soarelui, nu? Da, am mai luat acum, o să luăm mai spre toamnă, e foarte, foarte scumpă și aia. Și după cum vezi, fân, o tavă. Am început de anul ăsta, le-am mai dat un pic și...
verde polit. Am avut și puișor mai târzii și am ajutat un pic femelele și apoi dacă am început le-am dat la toți. Aici o femeluță de 5 luni și un pic. Așa. Pui din puii mei. De câte ori și este bine sau nu să facem vaccinări de panalizări la iepuri? Deci, sunt trei chestii de bază care eu le-aș recomanda tuturor. O vitaminizare bună, o deparazitare și vaccin obligatoriu împotriva mixomatozei și bolii hemoragice. Eu zic că fără astea... De două ori pe an sau o dată? Prima dată la puișori, vaccinul se face la 2 luni jumate, după care din 6 în 6 luni, odată cu apariția țânțarilor, martie-septembrie. Am înțeles. Fără asta eu zic că poți să ai noroc 2-3 ani, dar în al patrulea dacă ți-o da boala. Ce vaccin ar fi mai bun? Pestorimor mix sau cel al românesc? Mixohemovirovacul. Exact. Ambele dau rezultate. Eu am folosit pestorin de ani, anilor și n-am avut niciun fel de probleme. Și anul ăsta tot pestorin le-am dat. Am înțeles. Consider că e mai bine să crești iepuri, nu știu, să zicem, într-un sistem din acesta intensiv, cum crește, să zicem, domnul Rareș Țepean sau la modul cum crești tu, sau cum ar fi mai bine? Cum ai recomanda unei persoane care să crească iepuri? Ce sistem ar trebui adoptat? Nu poate fi o recomandare în privința asta, deoarece... Dacă ne uităm la Rareș, pentru el deja e o afacere. Pentru noi, care creștem un sistem semi-intensiv, e mai mult pasiune, mai vindem 2-3 animale să le scoatem mâncarea și atunci ce se potrivește omului? Dacă ai spațiu mult, ai bani și vrei să-ți faci o afacere, atunci poți să-ți faci o fermă frumoasă. Dacă nu, și ceea ce se vede aici e destul de costisitor, adăpostul a costat destul de mult, puștile destul de mult, dar după cum vezi, e plin de tineret, asta înseamnă că nu vând prea mult, îi țin pentru expoziții, îi țin de drag. Deci ce îi se potrivește omului? Ok. Sunt persoane, după părerea mea, care cresc iepurii din pentru trei întrebuințări, sau să zic, din trei moduri. Pentru consum, pentru companie, agrement și exclusiv sau câteodată pentru consum, adică pentru a mânca această carne. Întrebarea vine așa, de la câțiva abonați mai mult mi-au zis-o. Dom'le, e bine să castrezi iepurile, se îngrașe mai repede? Hai să uite, să-l întrebăm pe maestru Poplăcean. Nu, sunt un maestru, întotdeauna m-am considerat încă printre începători. Vreau să cred că în țara asta sunt crescători foarte, foarte buni și cu multă experiență și campion național an de an. Mă bucur că lumea mă apreciază, deci, după părerea mea, castrarea animalelor este un lucru bun la anumite animale. Eu pentru iepure mi se pare ceva oribil, am văzut și eu niște chestii pe YouTube cu lama de bărberit, deci eu zic că nu. Să lăsăm animale să crească în pace. Dacă avem o rasă medie, de exemplu, California, nu o să se facă mai mult de 5,5 kg, 6, poți să-i dai tu ce vrei să-l castrezi. Dacă îi dai mâncare bună și un aport de proteină un pic mai mare, tot la 6 kg, se poate duce sau 5,5 kg. Deci, pentru mine, strict interzis așa ceva. Mi se pare ceva oribil. Corect. Hai, mai încoace ca să mai schimbăm puțin decorul. Sigur. Acum o întrebare așa puțin mai directă. Acum Nicu aici face și un exercițiu de a le da. Aici este o mamă doică cu doi puișori. Este probabil femeluța aceea care a apărut la tine în video, care s-a născut singură. Ea este supraviețuitoare, are 2 luni acum, vezi ce frumoasă s-a făcut. Deci e roșcat așa pe burtică. Așa trebuie să aibă un pic de galben acolo. Așa. Mă bucur că ai întrebat de ea, sper să o putem prezenta și la 3 luni și la 5 luni și chiar și în expoziție. Doamne ajută să se facă mare și să... Ambii părinți sunt foarte, foarte valoroși și mi-s foarte dragi și dacă ajunge la maturitate o să duc la expo cu siguranță. Și pe soră să fac. Super. Din altă mamă, suror de... De tată. Suror de tată, da. Și mamă vitregă. Mamă vitregă, de la Rareș. Bun. Mulți oameni spun că nu e bine să sacrifici iepurii. Ai sacrificat sau nu un iepure? Eu știu, dar vreau să spui tu pe video. De-a lungul timpului am sacrificat sute și sute de iepuri. După părerea mea, sacrificarea animalelor este un obicei rămas de la Iisus Hristos încoace. Mi se pare ceva logic și normal să și consumăm carnea de iepure sau carne de miel sau găină sau ou. Atâta timp cât îi îngrijim zi de zi și vin de 2, 3, 10 ori pe zi, știi, și tu că stai și 7, 8 ore, 8 ore cu ei. De ce n-aș mânca și un iepure? De ce sacrific?
fără niciun fel de problemă, mai ales iepurii care sunt, eu le zic OZN-uri, corciturii, ce obțin între haicol și uriaș sau uriași cu defecte, atunci automat vin sacrificat și și mâncăm. Știm tot cu toții câte proprietăți are carnea de iepure și cât de sănătoasă este. Corect. Da, sacrific fără niciun fel de problemă. Da, asta este viața și animalele care le mâncați de la magazinele mari și ele, să știți că au fost sacrificate. Adică nu vă gândiți că laptele vine de la supermarket și carnea la fel. Ok, hai să mai deschidem o boxă, Nicu, te rog frumos, dacă vrei. Și mai punem altă întrebare. Fără niciun fel de probleme. Încercăm acum să... Toate întrebările le pun din memorie și pe modul foarte relaxat. Nu avem... scrisuri, nu avem pagini, nu facem nimic aici pentru... Cosmine, să știi că multă lume pe mine mă apreciază din acest punct de vedere, pentru că mereu sunt foarte sincer, arăt tot, nu am nimic. Da, trebuie să știe lumea. Dacă acum fiecare... de 9 kg pe pui am arătat, am spus motivul, am arătat că am pus pui la 2, că deci nu există creștere la animal, orice rasă, orice fel de animal să nu fie pierdere, deci cine are putere să-și recunoască pierderea înseamnă că nu este un bijnițar în primul rând, nu se ocupă strict de vânzări și atunci nu mi-e teamă că nu o să mai cumpere nimeni de la mine un iepure dacă eu am arătat o femeie moartă. Dacă așa a fost să fie, Dumnezeu mi-a luat-o, trebuie să arătăm. Corect, am înțeles. Cum putem învăța? Dacă eu nu arăt, tu nu arăți, nu spun motivul pentru care a murit, nu spun că am încercat, cu ce am încercat să o salvez. Corect. Nu să știe lumea cum să salveze iepure. Se poate trăi din iepuri ăștia, adică poți să câștigi bani din ei, să deci, supraviețuiești? Asta e o întrebare foarte bună și foarte... Că mulți cred că domnul Nicu face mii de euro. Nu știu ce face, sincer, nu l-am întrebat, dar nu vorbim strict de el. Vorbim la modul general. Îți spun la modul cel mai sincer, am vândut doi puișori în ultimele 4 luni, pe care am luat 550 de ron. Dacă cineva crede că e suficient acești 550 de ron să le dai mâncare la 70 de iepuri, să mai și 3 din ei, se înșală. Deci, ai 70 spune... de exemplare mature sau cu pui cu tot? Pui mai mare. Cam hai câte costă pe lună mâncarea pentru ăștia 70? La 800 de lei. Să revenim un pic la întrebarea anterioară. Te rog. Discuția asta am avut-o cu Rare Sepean, cel care deține ferma de haicol cea mare și frumoasă din Cașolț. Și să știi că Rare și încă are și servici. Și el la afacerea asta... are un pic de câștig, dar să știi că nu poate trăi cu familia din ferma de iepuri. Deci are încă servici, omul merge și la treabă. Nu mai zic că trebuie să și recupereze banii pe investiție. Deci nu, vorbim. Din ce vezi aici, nu știu cine poate trăi din vânzarea de iepuri, sau câți iepuri să vinzi, cât să ai, cât să străiască, cât să fie bun, să poți să ceri un 200 de lei pe un pui și să faci nu știu câte mii de euro. Deci astea sunt povești. Bun. Mai deschidem o cușcă ca să vadă puțin mai bine, te rog frumos. Hai să vedem pe care vrei să te deschid. Care vrei tu? Te las pe tine să alegi. Poi de la puișuri. Așa, bun, ca să vadă mai mulți iepuri. Să nu zic că lumea că regizăm aici ceva, totul este pe normal. O întrebare, asta m-am gândit eu mai de mult la ea și acum mi-a venit în minte. Ai vândut iepuri în străinătate și dacă da, cum poți vinde un iepure în străinătate? Îți trebuie pașaport, îți trebuie certificat sau îți trebuie pur și simplu să-l bagi în geantă? Am vândut iepuri în străinătate, în Spania, în Italia, în Germania, în Austria, în Danemarca. Deci trebuie să fie însoțit animalul de certificatul de origine. Trebuie să fie scris seria și numărul și data când a fost vaccinat cu ce vaccin și o parafă de la un medic. Și separat se mai dă un aviz de însoțire tot așa de la un medic, cum că e animalul sănătos. În rest, nu și asta nu. Trebuie să fie înscris într-o asociație să le ai, nu? Sau... Da, păi trebuie să fie tatuat, dacă are certificat, e clar că ești înscris și ești tatuat. Nu, mă gândesc, poate l-ai cumpărat de la altcineva și atunci... Deci eu știu și oameni care au dus iepurile tatuați, au dus la risc, cu mașină mică, nu de la mine personal, i-au luat și i-au dus, dacă ai scăpat la graniță. Dar dacă te oprește, trebuie să ai niște... Chiar și în România știu că trebuie să ai, dacă să faci un control. Eu o să mai fac și o parte a doua la domnul Nicu, că nu vreau să fac un video așa să vă plictisesc. Eu sper să vă placă. În care în episodul următor o să ne arate domnul Nicu iepurile la care el ține cel mai mult sau care consideră că este cel mai valoros și să ne spună cam cât crede el că costă, cam de unde l-are, cam ce vârstă are, cam ce rasă e, să vedem. Că uite, asta n-am discutat. Vă salut, vă mulțumesc tuturor, salut și revenim cu partea a doua.